În numele Federației Rusă, Vladimir Putin s-a grăbit la o zi, două, de la asasinarea uh, liderului Wagner, Evgenii Prigojin, să uh, semneze un decret. Un decret prin care, practic, uh, Federația Rusă confiscă uh, gruparea Wagner. Sigur că ea n-ar fi trebuit să existe. E o grupare de uh, mercenari, e o grupare alcătuită în mare parte din. Uh, Condamnați de drept comun, scoși din pușcărie în scopul de a lupta împotriva Ucrainei, este într-un fel și situația, sau a fost într-un fel și situația și situația lui Prigojin, care și el a fost în trecut un condamnat de drept comun. Dar confiscarea grupării Wagner dezvăluie, de fapt, sau acest decret semnat de Putin, intențiile reale ale acestuia. De ce l-a omorât pe Prigojin și ce obiectiv urmărește. Nu de văzut dacă acest lucru va fi posibil, pentru că cei circa 6.000 de luptători Wagner s-au revoltat.